Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să fac un video cu porumbeii, o să vă-i prezint și haideți să trecem la treabă. Dragi prieteni, deja vedeți primul porumbel. Este România. Nu știu ce este. Seamănă așa cum îmi pare mie. Are sau este un măscul? Scrieți voi în comentariu cum vă pare vouă. Mie îmi pare că este un măscul. M-am uitat zilele astea la dânci în gură. Nu are tricomonoze. Nu are. Este un măscul foarte, foarte bun. Sau o femelă, eu nu știu. Mi-a pare că este un măscul, scrieți acolo în comentariu. Și nu uitați să dați un like. Și o să trecem mai mult la următorul porumbel. Stați, încă ce am vrut, încă să vă arăt așa. Partea asta. Și am o să măr și o să bag și o să trecem la următorul. Am prins și mai un porumbel. Este din Australia. L-am controlat și pe el. Dacă n-are trichomonoză, n-are. Arată în formă normală. Este cu inelul Australia. Este 52-61 seria. Este așa un porumbel. Și haideți, dragi prieteni, vă rog să adunăm la acest video 600 de vizualizări și 100 de like-uri. Trebuie să ne părlească, mă, porumbeii. Nu l-am prins amul bine. O să vă prezint așa. Și eu o să... Am o să trecem, dragi prieteni, la următorul. Dragi prieteni, deja vă prezint, este ce porumbel este Arden, original. Este un măscul din România. Este un măscul foarte, foarte, foarte bun. Și pentru așa un porumbel, dați un comentariu și dați un like. Și care nu sunteți abonați, abonați-vă. Este un porumbel foarte bun. Mâncare le-am dat. Totul le-am dat. Trebuie să le fac am o curățenie. N-are încătat trichomonoza, nu are. Mâncare i-am pus și am o să... Porumbelul ăla nu o să vă-l prezint, că nu l-am pus cu porumbeii ăștia. L-am pus cu acolo unde stătea. O să mă și o să vă arăt. Când am mers și le-am luat mâncare la porumbei, era un șoaric. Am încercat să fac mai un video, dar nu mi s-a primit tot cum să vă prezint porumbei și l-am luat și l-am șters și am început să fac altul și o să bag porumbelul și o să vi-l arăt porumbelul ăla, să nu ziceți că i-am dat drumul, că nu un alta. Și ăsta este un porumbel cel mai fain a meu. Cel mai bun și o să ne revedem. Dragi prieteni, deja vedeți ce pisicele a venit aici, dar vreau să-i dau drumul la oaza muși.
Numai două m-a rămas, unul l-am dat. Și mai e unul acela, tot trebuie să vie să-l iei și unul ne rămâne. Îndată o trebuie să-i aduc de aici. Trebuie să-i dau drumul la oază, că azi n-am scos-o la plimbare nici de fel. O să vă arăt că le-am pus mâncare. Le-am pus mâncare, dar le-am pus amul mai puține. Deja apă le-am pus. O să-i strig amul oțirea la mâncare să vedem dacă vine. În video, cel la care l-am făcut o mai când le-am pus mâncarea, când le fluieram, era la mâncare toți. Și dragi prieteni, vă rog tare frumos din suflet, haideți să adunăm în acest video 600 de vizualizări, pentru voi doar nu este greu. Luați și puneți, dacă aveți Facebook, puneți link-ul de la video pe Facebook, dacă mă susțineți. Și cine o să pune video, link-ul de la videole mele pe Facebook sau pe Instagram, o să scrieți în comentariu și comentariile alea o să le citesc. O să le citesc în video și am o să vă răporumbelul ăla care l-am pus aici. O să intru și eu, o să vi-l arăt. Este sus, stă. Mâncare are, apă trebuie să-i aduc, dar-i aduc momentan. Tot este în formă. Mănâncă aici atât ca pe dracu. Mănâncă aici bine. Nu știu, dragi prieteni, am strâns totul la mălgile. Dați un comentariu dacă mai ajunge pe două luni, pe o lună. Și, dragi prieteni, am văzut că a scăzut abonații, suntem 2984 de abonați, poate mai săsui. Și trebuie să le fac curățenie la porumbii, astăzi nu le fac că este duminica. Dar mâine o să le fac și trebuie să o scot și pe azi amul la plimbare, că nu am scos-o dimineața și trebuie să-i fac și ea amul curățenie, că ea nu poate sta în murdărie, dar porumbii stau pe aia. O să fac un video dacă vreți, dacă o să adunăm atâtea vizualizări, 600 de vizualizări, dacă o să adunăm 800 de vizualizări, o să le fac așezător la porumbii. Să le fac așezători, să le fac vreo 5 așezători. Dacă o să adunăm. Și deja vreau să vă arăt pe ce am filmat video acesta. O să... Deja vedeți, este așa o construcție făcută din șip. Aici, iată, sunt două borți. Pun telefonul și pe aici iată camera iese și așa ceva. M-am făcut că n-avea cine să mă filmeze și am pus-o și nu știu cât de bine a filmat, dar sper că a filmat destul de bine. Dar cu timp o să-mi cumpăr și eu o, cum se numește, cea mare cu mare fratele meu, unde se pune fotoaparatul care face video, el. Deja vedeți, acesta stă în fereastră. Am o să-i dau. Numai o să-i dau drumul la în video acesta la oaza, că sunt pisicele pe aici și mai tind să aleargă de pe dânsele. Ele nici nu o să dau vedea să facă nimic, să stie pe jos. Și dragi prieteni, dați un comentariu despre ce să mai fac video, că nu știu nici despre ce să fac video. Acesta a fost ultima idee a mea despre ce să fac video. Să vă prezint porumbei. Și dați acolo un comentariu, cu atât mai multe comentarii, cu atât mai bine, și cu atât mai multe like-uri, cu atât mai bun. Dacă o să adunăm la video 200 de like-uri, o să fie perfect.
Și, dragi prieteni, cam atât a fost cu video de astăzi. Pa, pa, ne revedem în curând. Și să nu uitați de un comentariu și de like. Și să puneți linkul de la video pe Facebook, dacă nu vă este greu. Și pa!